Dar cum ați ajuns rapidist? Că dacă ajungeți rapidist, nu vă mai vindecați niciodată de boala asta. Asta e boală grea, într-adevăr. Eu am crescut într-o familie de suporteri ai Craiovei. Părinții mei, decât tata a fost militar toată viața, din Craiova amândoi, olteni. Și mama ingineră la ITB. La ITB, dintotdeauna. Acolo a intrat, acolo a ieșit la servici, acolo a ieșit la pensie. Amândoi erau cu știința. Adică toată familia mea oltenească ținea Craiova cu știința. Maxima, echipa. Și eu am fost așa într-un fel la confluența între știința și Steaua. Pentru că tata fiind totuși militar, colegii lui, cei mai mulți erau steliști. Și într-o zi, cum se întâmplă cu copiii, m-a luat un coleg de-al meu, m-a dus pe stadion la Giulești și conform cântecului galeriei... Suntem peste tot acasă? Nu, te duci odată și mi-a plăcut. Erau și foarte mulți suporteri pe vremea aia, era cea mai populară echipă când eram eu adolescent din România, înainte ca Steaua și Dinamo să facă multă performanță. Și m-am atașat acestui club și îmi face plăcere să-i văd cum renasc pe o bază profesionistă în perioada V-am văzut, mergeți la toate meciurile Rapidului. Nu la toate, când sunt acasă. În rest, sigur, restul, pentru cine nu știe... Dar mă duc și la alte meciuri, mă duc... Biroul domnului Joanei la Bruxelles. Mă duc când pot, mă duc și văd și alte meciuri. Nu sunt atât de sectar încât să... În continuare, inima îmi bate puțin pentru Craiova. Mă bucur când văd echipe de tradiție renăscând. Îmi pare rău că Timișoara nu-și găsește un ritm, îmi pare tare rău. Mă bucur să văd ce face Gică Hage, cu care suntem prieteni, și filiera armânească din familia mea. Adică sunteți și noastră machidon, ca să zic. Nu. Așa. Soția și familia ei au o puternică componentă armânească. Nu, adică Joana nu e nume armânesc? Nu, e numele unui fost pârâu din Oltenia. Tate din Mischi, de lângă Craiova. Deci noastră sunteți oltean. Noi trăiam toți cu impresia că sunteți machidon. Soția și o parte din familia ei... Bine, dacă e soția machidon, că sunteți și noastră. Că, până la urmă, soția conduce casa. Ce să mai e? Da. Cam da. Asta e răspunsul diplomatic. Este variantă valabilă pretutindeni. Și cu Lucescu, cum ați ajuns cu... Cu Lucescu, pe Mircea Lucescu l-am cunoscut când a fost antrenor la Rapid în 99. Mi-aduc aminte că l-a convins pe George Copos să investească la ProRapid. Cred că a fost prima încercare de profesionalizare a unui club din România pe model mai occidental. Am rămas prieten atunci, l-am vizitat și la Kiev, l-am vizitat și în Italia. În Turcia, când era antrenor, am fost odată, acolo ne-am văzut câștigat, odată la el. Am fost odată de Paște la Istanbul, a câștigat cu Galata campionatul. Și ultimul meci, era pur și simplu un meci doar de închidere, erau deja campioni. Ce este acolo cu fotbalul în Turcia... ce a fost pe stadion, ce a fost pe străzi. Și a doua zi am mers în bazar, cum merge tot românul, să mai cumpere câte o chestie un pic mai ieftină pe bazar. Am făcut, cred că, 50 de metri în 3 ore cu Mircea. Săreau efectiv copiii pe el. Mircea, Lucescu... Trăit și eu momente de astea. Și suntem... Îl respect. Acolo nu se putea merge, toată lumea cădea să-i salute papucii. Lucescu. Și mai este ceva legat. Am fost și la meciul lui și m-am bucurat mult că a trecut de Aris Salonic. Am fost pe stadion, m-a invitat, m-a rugat să vin. Evident că nu pot să refuz. Cred că este o specie foarte rară, Mircea Lucescu. Și știm amândoi că ar avea și variante mult mai bune decât Dinamo Kiev, o țară, din păcate, în război. Și cred că un sentiment de onoare. Și dacă este un antrenor atât de... El tot timpul a spus cât e război, nu pot pleca pentru că nu vreau să se interpreteze gestul meu ca o trădare. Acum, câtă dreptate are, știe el mai bine. Eu cred că e frumos gestul. Nu e frumos, asta arată caracter. Și cred că în viață, și el are 70 ceva de ani acum, faptul că este... 78. L-am văzut, îl vedeam, n-a stat un minut pe bancă. Meci cu prelungiri și cu 11 metri, cu Salonicu, da? Și când striga la lui, a greșit portarul lui odată, cred că s-a auzit până la gara de nord. Adică o vitalitate în el și o dorință de performanță în el, n-am văzut la multă lume, este efectiv un exemplu pentru noi toți.